Efectiv, îmi pare rău. Sincer, sincer, îmi pare rău. Ați încercat să cereți cuiva scuze și ați sfârșit înrăutățind lucrurile? Ei, stai liniștit, toți am pățit asta. Greșelile sunt o parte obișnuită din viața noastră de zi cu zi, iar atunci când afectează oamenii din jurul nostru, facem tot ce putem pentru a încerca și a le îmbunătăți acest lucru. Dar mulți dintre noi o facem greșit, așa că nu ți-ar plăcea să știi cel mai eficient mod de a spune că îți pare rău? Un studiu recent a evidențiat 6 pași cheie pentru crearea unei scuze eficiente și toate încep cu luarea drumului înalt și înghițirea mândriei. Iar mulți dintre noi credem că scuzele precum îmi pare rău sunt prea simple, dar există multe alte moduri de a-ți cere iertare. Ce am făcut cu toții greșit? De ce este atât de important să recunoști greșelile tale și cum te poți asigura că scuzele tale par sincere? Atunci când o scuză merge greșit, aceasta poate avea consecințe de lungă durată și ne lasă să ne zgâriem pe cap pentru cum ne-am putea descurca mai bine în viitor. Însă, din fericire pentru noi, în anul 2014, Roy Levicki, profesor la Universitatea de Stat din Ohio, a efectuat 2 experimente pentru a concepe rețeta perfectă pentru o scuză eficientă. El a prezentat 755 de voluntari cu un scenariu de încălcare a încrederii în care un angajat ipotetic încerca să-și câștige iertarea. Voluntarilor li s-a oferit o serie de scuze și au fost rugați să le claseze în funcție de puterea lor. Folosind rezultatele, cercetătorii au reușit să identifice 6 ingrediente critice pentru elaborarea unei scuze care pare atentă și sinceră și merg astfel. De exemplu, anunțați-vă prietenul că vă simțiți rău pentru a le dezvălui secretul. Explicați-le că ați crezut că spune secretul cuiva care îl știa deja. Nu încercați să vă cereți scuze, aceasta este în continuare greșeala dumneavoastră, indiferent de context. Asigurați-le că acest lucru nu se va mai repeta, nu mai presupune când vine vorba de secrete. Spuneți-le cum aveți de gând să vă asigurați că secretul nu se va răspândi mai departe, iar în ultimul rând o cerere de iertare. Cele mai bune scuze vor include toate aceste 6 elemente, chiar dacă nu le poți obține pe toate acolo, unele sunt mai importante decât celelalte. De exemplu, cele mai eficiente 2 sunt o recunoaștere a faptelor greșite și o ofertă pentru a remedia problema. Admițând că ai făcut o greșeală, pornește rapid procesul de vindecare și închide orice vină problematică a victimei. Și oferirea de a remedia erorile este importantă, deoarece este vorba de scuze, vorbirea este ieftină. Oricine poate exprima cuvintele, îmi pare rău, dar atunci când sugerezi o soluție, arăți un angajament de a lua măsuri pentru a anula daunele. Conform acestor studii, cea mai puțin eficientă parte a unei scuze este solicitarea iertării. Nu face asta în legătură cu tine. Dar Levicki subliniază de asemenea că un rău excelent nu se rezumă doar la ceea ce spui, ci la modul în care spui. Gândiți-vă la asta, când cineva îți cere scuze în persoană, la telefon sau prin chat video, este mult mai eficient decât un e-mail sau un text, nu? O scuză față în față oferă lucruri precum contactul ocular, limbajul corpului și inflexiunea vocală care pot fi mai importante decât majoritatea cuvintelor. Nu credeți că aceste strategii vor funcționa? Ei bine, uitați-vă la lumea relațiilor publice în care ei folosesc același gen de teorii, cum ar fi admiterea vinovăției și căutarea iertării pentru scuze de salvare a carierei. Așa că, data viitoare, când înșirați în mod real ceva, încercați să incorporați toate cele 6 elemente în scuzele dumneavoastră, dar știți? Fiți firești în acest sens. Și, hei, iată un mic sfat din partea mea pentru tine. Dacă te chinui să nu-ți pară prea rău, încearcă să-ți înlocuiești mulțumirile. În loc să spui, îmi pare rău că am întârziat, spune, mulțumesc pentru răbdare. Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like, să te abonezi și să distribui să vadă și prietenii tăi. Salut!